Despre Domnul este scris că merită să primească lauda, slava, cinstea și stăpânirea și toate celelalte fapte meritorii să-i se răsplătească pentru vecii vecilor. Asta înseamnă că ieri, azi, toată viața noastră și tot ceea ce urmează de aici în veșnicia viitoare. Doamne, ajută-ne! Pentru că și El vrea pentru toate zilele și evident pentru veșnicia viitoare să fie cu noi. Amin! Mă gândeam să le spun ceva la copii. Oare cum au primit vestea învierii Domnului copiii? Petru, de exemplu, a fost căsătorit și poate a avut copii. Oricum, alții au fost părinți credincioși, știți, copiii care au umblat cu Domnul Iisus, care, de exemplu, copilul care a avut pâinea și peștii pe care Domnul i-a mulțit. Cum au primit ei vestea? Cum s-a născut credința în inima copiilor? Că scrie în Matei 18 că și copiii pot să creadă. Am auzit recent o relatare despre un copil care a avut o experiență cu Domnul. El credea. Un copil de 8-9 ani. Făcând un drum mai lung dintr-o țară din Europa până în România, s-a jucat, s-a uitat pe poze pe un telefon pe care tatălui nu-l mai folosea și a introdus o nouă parolă și a uitat-o. Și tata i-a amintea după ce s-a întors în țara aceea, măi băiete, spune-mi parola că am date, am niște date tehnice la serviciu, un telefon și am nevoie. Și cum venea tata de la serviciu, băiete, spune-mi parola. Și așa tot, auzindu-l pe tata după o săptămână, zice într-o seară către mamă sa, mi-am făcut un plan. Toată ziua mă bate tata la cap să-i spun parola, dar nu mai știu. Știi ce plan mi-am făcut? Mă rog ca la noapte să-mi descopere Domnul parola, nu se poate Dumnezeu să nu știe. Cu așa credință a abordat copilul problema, dimineața când s-a sculat, a luat o foaie, a scris parola, tata s-a plecat la lucru dimineața, părinții lui mi-au povestit, și când înainte a mers la școală, zice, mama, să uite aici parola, când vine tata să-i o dai, asta să nu-l mă aud când spune să-i zic parola. A crezut! Dragi copii, e foarte important să-L credeți pe Domnul Iisus și Domnul să vă binecuvânteze copilăria. Și mai spun ceva pentru noi. Știți, vestea învierii Domnului s-a dus de dimineață și seara a venit iar altă veste, că s-a arătat la ucenici. Noi suntem bombardați de informații, avem de-a face cu știrile de dimineață și cu știrile de seară. Îmi spunea o soră a cărui soț obișnuit seara să uite la televizor la știri. Zice, îl vedeam că vine în dormitor, îngândurat, frământat. Măi, omule, ce-i cu tine? Păi auzi ce s-a întâmplat, una, alt. Zice, ne-am hotărât amândoi să nu mai vadă știrile de seară. Zice, altfel ne puteam ruga și adormea liniștit bărbatul meu. În vremea aceea au fost știri de dimineață, duse de femei sau duse de soldați. Noi ce știri ascultăm de dimineață și respectiv de seară? Dar să ascultăm dimineața știrile Domnului ne bucurăm și dacă ascultăm seara știrile Domnului avem pace. Dacă nu ceilalți, numai frământare. Depinde cu cine, cu ce suntem racordați. Ceea ce este important tot se va auzi. Dar noi, în mod primordial, să primim informații de la Domnul. Acestea ne vor da siguranță, cum spuneam, bucurie, este scris, și pace. Și Domnul să ne ajute să se împlinească cu noi, cum scrie în Psalmul 112. El nu se teme de veci rele. Inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. Numele Domnului să fie slăvit. Amin.